Pe lângă faptul că excavatoristul creștin pune în pericol pietonii, lucrând fără gard de protecție, fără semnalare, el mai și fumează la locul de muncă și ne otrăvește și cu nicotină. Ca să vedeți ce pericole vă așteaptă pe trotuarele capitalei, tamam pe Bulevardul Central. Că s-ar putea să fie moldoveni, ca un număr de orchei. Și normal că traversează la trecerea de pietoni. Ca să încalci toate regulile posibile.